Unitatea primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu va fi modernizată în perioada următoare din fonduri europene. Consilierii județeni au aprobat în ședința de astăzi un proiect de hotărâre prin care se aprobă cofinanțarea locală la proiectul respectiv. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a precizat că este vorba de o investiție totală de 1,5 milioane de euro. Administratorul unității spitalicești nu putea rata o finanțare de o asemenea valoare, chiar dacă la un moment dat se vorbea de mutarea secției respective. În primul rând, hotărârea prin care aprobăm valoarea totală a proiectului pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea unității de primiri urgențe. Guvernul României împreună cu Comisia Europeană a scos un apel de proiecte cu valoare maximă de 1.500.000 de euro, iar noi, prin hotărârea de astăzi, ne-am angajat că suportăm restul cheltuielilor eligibile și neeligibile din proiect, astfel încât să avem o secție modernă UPU, pentru că a fost o condiție obligatorie. Era destinat apelul doar pentru modernizarea actualelor secții UPU. Ne doream la un moment dat să relocăm această secție, dar nu puteam pierde nici această oportunitate de fonduri europene și de a obține cei 1.500.000 de euro necesari pentru modernizarea unității spitalicești. Tot în ședința de astăzi a fost aprobat un proiect prin care va fi obținută din partea guvernului suma de 36 de milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru modernizarea rețelei de drumuri județene. Al doilea proiect e un proiect retrospectiv. Guvernul României încearcă să aibă o rată de absorbție mult mai mare a fondurilor europene și a hotărât pentru anumite zone de dezvoltare, anumite proiecte aflate în derulare să poată fi declarate eligibile pe fonduri europene, să fie decontate, bani care vor rămâne în bugetul propriu al județului Gorj sau bugetului de stat, urmând a fi alocate noi proiecte și nu puteam rata această ocazie, astfel încât dacă acest proiect va fi declarat eligibil și conform din punct de vedere tehnic și juridic, să fie virate în conturile noastre sau bugetului de stat suma de 36 de milioane de lei.